Vă salut, cetățeni! Ne reîntoarcem în ediția noastră specială. O să intrăm direct în analiza noastră. Nu sunt multe minute de pierdut, că avem de vorbit. Astăzi avem puțin de analizat și s-o luăm de în vârf, pentru că avem tot timpul pe toate părțile, pe toate televiziunile, dimineața la prânz și seara, anunțuri că iată, se va întâlni onor conducerea țării, adică domnul Câțu cu domnul Ciolacu, deși au sărit de fund în sus niște useriști, tot felul de trompetuțe și trompetari. E, sigur că da, știrea oficială este că premierul României se întâlnește cu liderul celui mai mare partid în opoziție. În realitate, doar n-avem fețe de proști. Avem? Eu zic că nu. Să citim întâi din Hot News știrea care ne dă, nu-i așa, detaliile și după aia comentăm. Florin Câțu s-a răzgândit, scrie Hot News, se întâlnește cu Marcel Ciolacu în această săptămână. Ce bine, nu s-a hotărât dacă prezintă Planul Național de Redresare și Reziliență, vai ce prețios, în Parlament. Premierul Florin Câțu s-a răzgândit. După ce guvernul a anunțat luni dimineață că Florin Câțu nu are pe agenda acestei săptămâni o întâlnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, premierul a anunțat ieri seara că se va întâlni în aceste zile cu liderul opoziției pentru a discuta despre ghici. Planul Național de Redresare și Reziliență. Sigur, noi avem fețe de proști și da, o să se întâlnească să vorbească ei despre problemele țării, băi, cum să împingă țara în viitor, bineînțeles, cum să nu mai fie România în secolul trecut atunci când te duci la școală, sau atunci când te duci la spital, sau atunci când te duci pe autostradă, sau atunci când în general te duci pe la țară. Bine, sigur, pe la țară deja pare că e mileniu trecut, de la comuniști încoace n-am evoluat 30 de ani, am evoluat 300 de ani, dar, mă rog, să citim și după aia mai comentăm puțin. Am vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu săptămâna trecută, zice domnul Câțu, citat de hotnews.ro. Cred că săptămâna aceasta am vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu săptămâna trecută și ne vom vedea, sper, cred, săptămâna aceasta la guvern. Va fi o invitație oficială să discutăm pe tema priorităților PNRR. Sigur, ce cuvinte frumoase, realitatea e simplă, altfel pentru că noi nu numai că nu avem fețe de proști, dar nici proști nu suntem. Realitatea este că băieția de la Bruxelles a zis, băi, Băi, ăsta cu părul rar, da. Du-te, bă, băiatule, întâlnește-te cu ăilalți. Băi, că nu e planul vostru, mă, voiacii. Păi cine ați trecut, mă? V-ați trecut numai pe voi? Pe care noi suntem la guvernare, care noi îndreptăm țara, băi, alo. Nu e, bă, planul vostru. E plan național, da? Deci ia, hai. Luați-vă bocceaua cu maculatura asta cu care venit aici și duceți-vă, mă, acasă și vorbiți și cu ăilalți. Da, fiindcă nici europenii nu sunt proști. S-a uitat și așa pe hârtie și a zis, ce faceți, mă? Păi planul național de păi voi ce ați făcut aici? V-ați trecut numai pe voi, nu? Cum, care planurile, păi ce, mă, noi suntem proști? Bineînțeles că au plecat tot felul de rapoarte de aici. Să vă fie clar, băieții, când au, că de-aia nu s-au înțeles ei câte miliarde să pună, cum să le pună, care să... Nu pentru că... Vai, n-au muncit suficient. Nu! Pentru că fiecare are clienții lui, vrea să bage înainte pe băieții, pe cașcaval, ca să se miște parandărătul cu talent. Da! Și golanii ce-au făcut? Bine, pardon, golanii am zis, am greșit. O eroare nefericită, dar imediat să reformulăm. Domnii de la guvernare ce-au făcut? Au zis, ia, mori, mă, mori, PSD-istule! Că acum noi suntem, noi împărțim banul. Ia, și și-au făcut ei lista care cum avea pe acasă niște băieți specialiști în parandărături să fie primit, dar au făcut numai pentru ei. Bine, asta evident că s-a raportat și la înalta poartă de la Bruxelles. Naturalement. Iar pe PSD-iști i-au lăsat pe afară și cred că mai și râdeau pe la gard. Ce, mă? Mai ești, mă, fraiere? Contributor la PSD, mai dai, mă, mai ești, mă, sponsor la proștia de pe afară care au rămas pe lângă bani? Aaaa! După care au plecat cu planul lor de 5 lei. Bine, de 5 lei. De multe miliarde de găbjit și băgat la buzunare. Au plecat la Bruxelles și i-au spus, bă, în primul rând l-a scris cu picioare. În al doilea rând, noi am zis, bă, dăm 5 lei, voi i-ați cerut 7.
În al treilea rând, ce faceți? Păi, toată lumea. Păi cum, nu numai, păi cum, noi, toată lumea. Și s-au întors papagalii cu coada între picioare și acum ce credeți că o să discute ei cu PSD-ul? Planurile României? Nu, bineînțeles că nu. Ei acum cu PSD-ul trebuie să discute altceva. Da, trebuie să discute cum să împartă, reîmpartă cașcavalul, că PSD-ul ce o să spună? A venit aici ca să schimbăm viziunea excepțională pentru țara? Nu, nu, să fii serioși. A, bine, pentru public? Da, da, și o să spună, băi, alu, păi, cum? Păi, na, aici trebuie reformulat. Iar aia reformulat pentru ei înseamnă, aoleo, pierdem parandărătul? Aoleo, cei mai uscați la calea de rulare par băieții de la Salvăm Orice. Băieții de la Salvăm Orice nu vor să cedeze nimic pentru că au ajuns în fruntea bucatelor și sponsorii și susținătorii bat la ușă. Hai mă, că am dat... Hai, hai, am pus... Hai, hai, că trebuie să se întoarcă... Da? Marea întâlnire a cavalerilor Ordinului de Filiat Cașcavalul din România va avea loc și se va filia Cașcavalul, sigur. Nu se va discuta. O să construim autostrăzi și o să facem așa, ca să facem pe ele ce? Să transportăm mai bine buștenii? Nu. Diferența dintre băieții ăștia care iau și dă miliarde împrumut din bănci, de la Uniunea Europeană, de unde le-au luat, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a luat și el vreo 10 miliarde de dolari, nu de euro, este că ăla a construit unități de producție, adică a implementat niște linii care au adus plus valoare, au băgat bani în buzunarele statului, iar ăștia vor construi orice altceva, numai capacități de producție, nu. Adică la sfârșit ne vom alege cu o mega datorie, nu noi, copiii și nepoții noștri, care va fi plătită în niște mega zeci de ani, probabil cu mult mai mulți decât anii ăia, în care mâncam noi pe cartelă tot felul de alimente, dacă se găseau și alea, de ce? Ca să plătim o datorie. Să vedeți voi ce datorii geniale, da, 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 o să fie după marele plan, care nu o să plănuiască practic nimic în zonă de plus valoare. O copie prăpădită a ceea ce au făcut americanii în timpul marii crize ca să scape de ea. Bun, dar atât despre întâlnirea marilor feliatori de cașcaval care vor așeza, cum ziceam, cașcavalul între ei. Stați liniștiți că nu e pentru noi, e pentru ei. Ne întoarcem în orașul Constanța. Da! Da, ne întoarcem în orașul Constanța ca să vorbim despre ce? Cum? Despre ce? Ia să pornim și un cronometru mic aici, dragi prieteni, înainte de a vorbi despre orașul nostru. Păi să vorbim ce? Ordinea.ro, regulamentul parcărilor va fi atacat în instanță. Yo, mi se pare foarte bine. Cine a făcut anunțul? E un material scris de Tatian Iorga și publicat de Ordinea.ro. Salutăm pe domnul Tatian pe această cale. Regulamentul parcărilor din municipiul Constanța a adoptat în urmă cu o lună după un scandal incredibil, poate vi-l amintiți, sper că nu l-ați uitat, pentru că o să-l plătiți, va fi atacat în instanță de un grup de avocați din Constanța. Anunțul a fost făcut de avocatul Emil Tatu în emisiunea Între alb și negru, pe care o moderează la Constanța TV, un post de televiziune online. Există un grup de colegi și de-ai mei, avocați, a zis domnul Tatu, în care m-am implicat și eu, să fie primit, dă-le la căpuț, Emile! Așa, o să fie o luptă, deci o să fie frumos. Prin acest regulament se va plăti parcarea 24 din 24 de ore în toate zonele orașului și nu va fi centimetru pătrat în Constanța care să nu fie taxat. O mitocănie din punctul meu de vedere, sigur că domnul Tatu n-a spus asta, că e avocat. Eu nu sunt avocat și spun, o mârlănie, o grosolonie să-i pui pe oameni care îți plătesc deja taxe, fiindcă dețin mașini și umblă cu ele până oraș, le parchează pe undeva, să-i mai ceri odată taxă pe parcarea rezidenții niște... În fine, reîntoarcem la materialul semnat de Tatian Iorga, care ne reamintește că regulamentul parcărilor din Constanța a stârnit numeroase discuții în spațiu public, cei mai mulți criticând faptul că vor plăti sume uriașe pentru a putea parca în oraș. Vă amintiți câte înjurături
și a luat Decebal Făgădău pentru că Decebal Făgădău lăsa și o perioadă de timp gratuită, dar fiindcă cerea 2 lei... Oh, ce frumos! Astăzi se taxează și faptul că trântești portiera, bă! Dar să vedem cât succes vor avea avocații pe care i-a pomenit Emil Tatu, moderatorul de la emisiunea de care v-am zis. Eu, sincer, dacă mă întrebați pe mine așa, eu cred că se vor duce în justiție, justiția aia dreaptă, care le spune bine, care e alături de cetățeni cu inimioara, se vor duce în justiție și cum se vor duce, așa vor pleca. Aia nu înseamnă asta că domnul Tatu, grupul de avocați pe care nici nu-i cunosc, nu sunt talentați, că nu se ridică la înălțimea city managerului, care tot avocat e, Felicea Ovanezian, și așa mai departe. Nu. Cine are impresia că în justiție să cântărește, băi, dreptatea, nu, nu. Acolo este un discurs despre aliniatul nu știu care, chichița nu știu care, din articolul nu știu care, din legea nu știu care, da? Și dacă domnul judecător, ceea ce îmi permit să cred așa, după cum reacționează ca un fel de dumnezei mici îmbrăcați în uniformă neagră, bă, le lipsește puțin unora. Le lipsește curelușa aia de piele, cum aveau pe vremuri niște prieteni de-a lui Adolf. Da. Și, practic, cam așa se și comportă. Deci, dacă vor da peste niște dăi, o să spună, hai mă, că noi aici implementăm dreapta. Ceea ce mi se pare foarte bine, fiindcă toată lumea știe că stânga dă și dreapta ia. Da, dragi prieteni, da, ca să nu mai pierdem totuși timpul, să stăm pe aproape, o să urmărim subiectul. Emiluț, dă-le tati la căpuț! Să citim despre o gâlceavă, prieteni, fiindcă gâlcevele ne așa, gâlcevile ne plac, ne ung pe suflet, suntem balcanici, nu putem să trăim fără un țățis, fără o ceartă, fără o flegmă pe geam, nu. Citim un atac de Constanța, un material semnat de Cristina Ionescu, comercianții din Mamaia, bine, între noi fie vorba, am putea spune și precupeții, în funcție de direcția în care ne uităm. Dar să citim așa cum a scris doamna Ionescu, reiau. Comercianții din Mamaia suntem supuși la presiuni și șantaj de către domnul Horia Constantinescu. Vai, cu majuscule a scris doamna Ionescu. Agenții economici din Mamaia se confruntă cu o serie de probleme grave, ăia de vând cartofi prăjiți într-o pălărie de carton ordinar cu 20 de lei porția de 5 cartofi și un sfert. Vai! Suntem alături de ei cu toate părțile corpului. Agenții economici din stațiunea Mamaia se confruntă cu o serie de probleme grave de când noua administrație locală a decis să schimbe regulamentul de funcționare a unităților comerciale din stațiune, dragă! Aceștia, adică precupeți ăsta, agenții economici, spun că Horia Constantinescu pune o presiune nejustificată pe ei și sunt amenințați constant. Băi, așa cred că se duce Horica și zice, băi, ia faceți mă curat acolo! A pus presiune pe mine! Vă reamintesc asta... Pentru că mi-a plăcut mult de tot. Vă amintiți anunțul ăla, bine, sigur, care a circulat pe internet, o glumă senzațională, dar având legătură cu realitatea, că o șaormerie din București scria la începutul, mă rog, după ce a început pandemia, spunea, ne anunțăm cu durere toți clienții că, din păcate, șaorma noastră nu va mai avea același gust excepțional cu care s-a obișnuit. Suntem obligați să ne spălăm foarte des pe mâini. Așa și ăștia. Dă-le tati, dă-le Horică, arde-i la gleznă. Iar această uniune, asociația comercianților, toată lumea își face asociații, vericule. Asociația comercianților din Dobrogea, bă, așa ceva, avem asociația comercianților din Dobrogea. A inițiat revocarea hotărârii de guvern 559 din 14 iunie privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, mai exact
Prin prevederea aplicarea prevederilor acestei hotărâri în magazinele din stațiuni se interzice comercializarea de produse alimentare, de exemplu, preparate, semi-preparate din carne, lapte, ouă, a produselor de panificație. Înțelegeți că nu mai poate să ne vândă ăștia cartofi prăjiți în pălărie de carton împuțit cu 15.000 de lei, cu 20 de lei, 5 cartofi, da? Nu mai poți să ne vândă. Și atunci ce să facă? Bă, hai bă, cum poți să nu le vinde la proști? Dar o ceva, dar niște felii de parizări băgate între două felii de pâine de vând ei cu 15 lei și numesc aia sandwich. Cum? Nu se mai poate? Ah, să schimbăm legea, noi suntem niște comercianți. Ai, sictire, aș putea spune, cu toată convingerea că am fost și noi până alte orașe. Băi, adevărul este că în multe cartiere din Istanbul, de exemplu, nu e mă chiar așa buricul pământului. Adică se vede că-s mai sărăcuți, se mai dă în apropiere de Asia, că doar sunt la graniță acolo, sunt vecini, da? Orașul ăsta e pe două continente, european și asiatic. Bă, dar atenție! Alo? Păi comercianți sunt băieții ăia de la podul Galatei. Ăia da, mă. Păi acolo nu există, mă, mănâncă mii de oameni pe zi, bă, băiatule, pește din ăla făcut pe tablă și băgat în pâine. Păi ce mangle la noi, ce golănie ordinară, bă, nu există. Acolo e un fel de semifarmacie, bă, tot turistul se înghesuie să mănânce, stă la cozi, bă. Nu ca la noi să stai să-ți vândă un comerciant 5 cartofi, pun două felii de parizări ordinare, bă, băiatule. Deci, mă rog, în fine, ăștia au trimis și suntem supuși unei presiuni și unui șantaj de către domnul Horia Constantinescu, fost candidat la funcția de primar al municipiului Constanța. Aoleu, și este blocată eliberarea autorizațiilor, bă, de funcționare. Bă, nu poate să ne vândă, bă, cartofii aia ordinari în pălărie de carton. Băgava-ți pălăria pe undeva. Da, 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 știm noi pe unde și v-am spune, da, suntem la televiziune și ne doare regulamentul, mă. În fine, deci unii care sunt... Aoleo, stați așa, trăim o presiune și o hărțuire psihologică zilnică făcută de Horia Constantinescu. Ai, 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 ai. Trimiteți-le, mă, un psiholog de la primărie. Dați-le, mă, niște buline la băieți. Nu se mai poate, mă. Bă, da, puteți să dormiți, nu? Dar cu sexul stați bine? Nu singuri, cu încă cineva. De preferat, mă rog, nu de preferat, că suntem o țară liberă, fiecare cu preferințele lui. Da, mă, mergeți, mă, plimbați-vă un pic pe un parc. Adunați, mă, niște hârtii. Spălați, mă, pe jos, că e o activitate recreativă. Faceți curat în dughenele alea. Neahorică, pe ei, mă, pe ei și pe autorizațiile lor. Dar stați așa, că avem și răspunsul lui Horică. Chiar acum! Da! Chiar acum am zis, acum citim. Da, din focuspress.ro, tați și că bagă pui, nu bagă pui, bagă Horia Constantinescu, drept la replică după ce agenții economici și asociația comercianților. Așa, din Mamaia l-au acuzat că abuzează de putere. Și ce zice Neahorică? Zice așa, mă rog, zice mai multe, care cu reprezentanții, care cu poliția, cu unalta, dar după aia continuă, dacă aplica legea cu strictețe, fără interpretări părtinitoare, la fel pentru toți, indiferent de nume și apartenență, înseamnă șantaj, atunci da, sunt vinovat. Băi, parcă-i Tudor Vladimirescu, mă. Serios? Bine, are Horia, ai grijă, Horia, să nu te tragă ăștia pe roată. Știu că pe ailaltă nu te pot trage, ești șmecher, dar... Deci, băi, și-a pus cămașa albă a dreptății pe el, Horică, da, și-a pus chimirul ăla de pintea și s-a dus, mă, între ei. Da, sunt vinovat, zice Horică. Și de aplicarea unor sancțiuni usturătoare de peste 20.000 de ron, Horică, de lei. Ai văzut după bancnotă scriind ron Horică, lei Horică. Așa, deci amendarea acestor operatori economici care și-au bătut joc de oraș aruncând deșeurile pe unde au vrut, fapt care a dus la enervare, adică, a, dole Horică, fii rău, fii rău, trage de lanț, nu te lăsa. Și mai sunt vinovat pentru ceva, zice Horică, și după aia scrie cu majuscule
nu iau șpagă. Păi acum, ca să fiu sincer, eu despre Horia Constantinescu am auzit așa. Că e bandit. Că e bandit în semnul de bătăuș, de golan de ăsta, că dă cu pumnul, înțelegi? E smart 2. Așa, deci ăsta e cuvântul corect. Bă, deci despre tovarășul Horica am auzit că e smart 2. Nu face diferențe, e băiat serios, nu contează dacă e femeie, dacă e bărbat, bă, dacă l-ai enervat, înțelegi, nu se uită! Rezolvă situația. Curbă, lui ia suferința din prima cum ar veni. Am auzit că are gura mare. Am auzit că e parțag. E, imediat sare să devină smart 2. Deci se transformă, e un fel de Hulk, dar mai mic așa. Când zice unul, băi, mâine merge cu bicicleta, el merge cu mașina. De ce? Dal dracu. Bă, dacă ia șpagă, n-am auzit. Și n-am citit. Și eu zic așa în capul meu, ăsta e și mai bătrân așa de el. Bă, dar dacă lua ăsta o șpagă de undeva, una, de la un prost ăsta, de la un agent economic din ăsta de lânjură. Băi, nu s-auzea? Bă, nu mi-l făcea ăștia carne de mici pe Horică? Mă, nu ți-l făcea, uite așa chiftea de ți-l învârtea la restaurant, la dughenele lor, nu ți-l felia, nu ți-l făcea pariză, nu ți-l dădea la toate gazetele, pă bun, dădeau ei o șpagă la gazetari ca să scoată pe cioc. Păi eu zic că așa era. Dar dacă nu s-a auzit, bă, poate Horică chiar are dreptate. Și nu ia șpagă, vere. Și dacă nu ia șpagă, știți cum e? Băi, ce dracu mă ăsta, nu e de-al nostru? Da. Păi el! Altfel, fraților, în orașul Constanța, tot ce a putut tovarășul Vergil Chițac să facă a fost să se facă de râs. Sigur, acu tace într-un colț, nu mai zice nimic, nu scoate nimic pe cioculeț. De ce? E, de ce? Citim în Constanța100.ro, CT100.ro, un material semnat de Cristian Hagi, maratonul vaccinării a fost un eșec la Constanța. Bă, nu pentru că oamenii n-ar fi vrut, ci pentru că n-a existat o promovare și n-a existat un mesaj de la cineva care să însemne ceva, care să aibă greutate pe lângă urechile cetățenilor din municipiu. Nu știu, dacă aveam și noi, de exemplu, un Florin Piersic și ieșea și zicea, măi, băițică, măi, cantem așa niște semințe, mă, băițică, mă, firar, mă, sadrac, mă, vă duceți la vaccin, toți, mâine. Măi, băițică, o iei pe măta, o iei pe tactul, o iei pe sorta, iei mutanul, câinele, nu știu, mâine toată lumea la vaccin. Ai înțeles? Îți zice mărgelatul, hai, băgă-mă. Bă, deci dacă aveam un dăsta, se ducea jumătate oraș. Dăștia, dă nevaccinați cum ar veni. Da, a venit Mieunilă. Miu, miu. S-a dus dracu. Să citim ce scrie domnul Cristian Hagi. Maratonul vaccinării, vă ziceam, a fost un eșec în Constanța, deși autoritățile au încercat să-l prezinte triumfalist. Pe vremuri când facem o paranteză. Când lucram la o gazetă, aveam un director, acum omul înțeleg că e angajat la stat, ceea ce mi se pare foarte bine, frățioare, adică la stat, bravo, salariu mare, yo! Dar era director la gazetă și eu lucram la gazetă și omul ne dădea sfaturi. Sfaturile erau cam așa. Băi, când aveți un subiect, suflați în el, bă, să se umfle. Nu contează dacă e un rahat mic, dintr-un rahat mic, faceți o balegă mare. Cam așa înțeleg eu. Deci băieții au zis, ce-am făcut, mă? Am făcut de rahat șeful. Bă, cum să ne facem, bă, de rahat? Nu veniră ăștia să se vaccineze. Bă, terminați prostile. Ziceți că a fost bine. Păi cum, cam filmul ăla, vă mai amintiți, mai facem o paranteză, că îmi vine să râd. Cum era la Robin Hood, prințul ăstora... Nu știu ce, în izmene, nu? Robin Hood, prințul hoților, o treabă de asta. Nu? Când îi spunea, regele îi spunea sfetnicului, zi-mi veștile, avem vești proaste, aoleo, nu mi le spune, spune-mi-le așa, spune-mi, nu știu, într-un fel glumeț, ca să mă bucur, așa și ăsta. S-o fi dus aia de la biroul de presă la tovarășul Vergil și a zis, șeful, avem vești proaste, bă, nu, m-am săturat de vești proaste, spuneți-mi-le așa. Un pic glumeț așa, să mă simt bine. Și atunci...
1321 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 în cadrul maratonului de la Constanța, au declarat reprezentanții primăriei Constanța, citați de ct100.ro. Timp de 3 zile, constanțenii, turiști și turiștii. Nici cu turiștii n-a funcționat. Da, pentru ca dumneavoastră, cetățenii, să fiți foarte bine informați, să vedem cum a fost, bă, pe la alții. A? Oare cum a fost pe la alții? Păi a fost așa. La Timișoara, 8, după 7, 8.540 de oameni care s-au vaccinat în cele 3 zile. 3 zile a fost peste tot, da? Non-stop. 8.540 la Timișoara. La Constanța, 1.300. Eu o să vă tot reamintesc. Așa, mai departe, Târgu Mureș. Târgu Mureș, un oraș considerabil mai mic decât Constanța. 7.504 persoane. Bun, Constanța, vă reamintesc, 1.300 și un pic. Cluj, 3.000 de oameni. Constanța, 1.300 și un pic. Iași, 4.649 de oameni. Constanța, 1.300 și un pic. Alexandria, vericule, Alexandria, e chiar mic, dar atenție, pe Vergil l-a bătut, bă, și Alexandria. 1.860, nu vă vine să credeți, Constanța, 1.300 și un pic. Vai de capul meu, genial, la Blașcic au fost cozi, scrie Cristian Hagi, oamenii au stat în ploaie să se vaccineze, iar dozele se terminaseră, bă, la Blaș, la Constanța, toți băieții au legat. Cam așa va arăta și performanța mandatului lui Vergil Chițac, să nu vă faceți iluzii, în timp ce pe la Timișoara, pe la Târgu Mureș, pe la Alexandria, pe la Blaj, se vor întâmpla lucruri. Paci va ieși din când în când domnul Vergil să spună, Făgădău, a fost un nenorocit, eu aș vrea să fiu un zeu, eu chiar sunt un zeu, dar Făgădău a fost un nenorocit, a fost Vergile, a fost. Asta este de fapt. A fost, acu' ești tu. Fă ceva, Vergile. Arată-ne galanele, Vergile. Dar avem și vești bune. Avem și vești bune, am zis. Avem și vești bune. Citim din Cuget Liber un material semnat de Mădălina Petrescu. Liber la marile evenimente în familie. Patronii de restaurant însă sunt confuzi privind trierea invitațiilor. Parcă și văd asistenta medicală care are pănași. Nașul mare, arată-mi nasul, așa, ia temperatura, cu pistolul la cap, ești cam înfierbântat, nașule, de la griji, fetiță, trebuie să marcăm banul, să scoatem, să strângem, că e cheltuiala mare, mucles, ia să vină și nașa la mine, să-i bag un termometru, cam așa cred că o să fie, da, mă rog, până la urmă e bine, am auzit pe mulți, acum serios vorbind, mulți tineri, care s-au săturat de porcăria asta și care ar vrea să-și facă nunțile, ok, nu cu 200 de inși, bă, da, măcar cu 100 și ea să fie tineri de-ai lor, prieteni. Ăștia n-au nicio treabă, nenică, cu COVID-ul, cu neguvidul, ok, probabil că are vreo legătură cu personalul restaurantului, dar ăștia săracii și-au vaccinat, și-au răzvaccinat angajații, ce poate să le facă mai mult? Să-i bată cu biciu? Să citim însă din materialul publicat de Cuget Liber, noile măsuri de relaxare de la 1 iunie au dat, a dat avânt. Băi, alo, Cuget Liber, unde suntem? Carmen, ia biciu, pune-l pe Mădălina Petrescu. Noile măsuri de relaxare de la 1 iunie au dat avânt firmelor organizatoare de evenimente și tinerilor care au așteptat mai bine de un an, unii mai bine de doi, să-și organizeze nunta mult visată. Dacă anul trecut nunțile au fost interzise total, fiind voia se desfășura doar ceremoniile civile și religioase într-un cadru restrâns cu maximum 16 persoane, acum noile decizii ale guvernului au făcut ca oamenii să-și facă planuri pentru evenimentele din această vară. Dar întrebarea este cum se va face trierea invitaților? Bă, întrebare corectă!
Scrie domnișoara Petrescu în Cuget Libera, așa organizatorii pot decide un număr mai mare de participanți dacă se poate asigura o distanțare de 2 metri pătrați de persoane. Cel care are cârciu moiu mai mare face un chef mai mare. Ăla care are cârciu moiu mic face un drăgățel. Așa, acum vine însă confuzia pentru organizatorii de evenimente. Au voie să invite toți participanții dacă fac dovada vaccinării contra virusului? Pentru că au trecut 10 zile de la finalizare, așa? Bă, aci e confuzie mare, ceață și babalau. Ce au zis respectivii cârciumari? Am început să primim multe comenzi. Sunt tineri care au nunta anulată de când a început pandemia. Îți dai seama aia, săraci, îți dispreau. Cheltui deja o căruță de bani gândindu-se că hai mă, că vine... Știți, vine unchiul de la... Hă? Cu pixul și cu hârtia, zi. Cine vine? Cine vine? Păi vine unchiul de la Poplaca. Bun, unchiul de la Poplaca. Ăla care are servis? Da. Ăla e bun, dă 500 de euro. Cine mai vine? Vine mătușa de la Chirnogeni. Care... Văduvă după... Da. De capul meu, poate dă și ea 100 de euro, așa, cine mai vine, deci așa să face tătii cu calculul ăia, și-au pregătit nunta, și-au făcut calcule, au băgat cheltuielile, a venit pandemia, aaa, le-a stricat dracu calculul, unii zbăgați cu bani pe la bancă, bă, sigur, noi râdem, glumim, dar nu-i chiar așa de, da, și ăștia acum să face nuntă, de ce, să mai scăpăm dracu de îndatorii, altfel, sigur, e un eveniment frumos, care ne îmbogățește viețile, dar, vericule, dacă ne și golește portofelele nasol. La restaurante, zice Cuget Liber, se complică dacă ne gândim și acum vor face trierea nuntașilor responsabilii de salon. Probabil că vom angaja o asistentă medicală. L-au apucat glumele pe Neanicu Terzi. Nu știm cum va fi, o dă pe serioaselea. Dar noi deja avem rezervată pentru săptămâna viitoare pe terasă o nuntă restrânsă. Facem un fel de neanicule! Hai bre, cu succese! Meniul este la alegerea mirilor și noi punem la dispoziție tot, a declarat Neanicu Terzi pentru cotidianul Cuget Liber. Încă nu se știe așadar cum vor fi nunțile. Bă, e bine că nu sunt online, adică la online e nasol. E nasol, dar stați așa că o să fie încet, încet cum e la american. Te duci cu cardul la tine. Bună ziua, bună ziua. Aveți invitație? Avem invitație, am venit la nuntă, da. Treceți cardul pe aici. Și da. Ai scris acolo cât. Ai trecut cardul, hai, gata. Poftiți la masă, gata, s-a terminat discuția. O să vedeți dacă nu o să fie așa. Sigur, le strică mireselor bucuria ca dimineața când se termină nunta să stea și ele în chiloți fericite să numere cașcavalul, să-și pună la elastic, să danseze așa, să spună pandele, vino să-ți fac un sex marital, bă băiatule, că am ieșit pe profit. Bun, și da, sigur, de la să râdem, să glumim, să trecem puțin și pe la sturioni, dacă îmi permiteți. Treabă serioasă. Pe bune, atenție. Vă amintiți că am zis eu că dacă nu se fac pedepsele, nici nu se dă cu pușcărie de aia consistentă, un rahat o să se întâmple în țara asta și cu gunoiul ăla adus și răsturnat în tomberonul România și cu braconajul și nu, tăticu, până nu e cu multă pușcărie grea, în care sigur, eu sunt conștient, o să cadă și niște nevinovați, o să cadă și niște proști, bă, dar puțini. Aia mulți care o să intre la pârnaie grea, aia o să fie vinovați. Citim în dobrogealive.ro un material semnat de Ionuț Druche, sturionii sălbatici din România braconați fără milă, deputatul Bola, pedepsele sunt foarte mici. Bravo, domnul Bola, vă uitați la noi la emisiune, păi uitați-vă că învățați treburi serioase, domnul Bola. Ce zice domnul Bola? Zice așa... Dacă acum 50-70 de ani în Delta se mâncau jumări din slană de morun și icre negre pe pâine, în momentul de față specia este amenințată cu dispariția în zona României. Care bă, zona României? Când Uniunea Europeană fix numai România are sturioni. În afara ei mai are și Ucraina. Și atât. Asta a fost tot. Pup! Numai România și Ucraina. Sigur, și în Iran, care totuși n-au legătură cu Europa. Da, deci domnul Bola... Vedeți că vă spunem chestii interesante? Zice așa, domnul Bola,
Spre deosebire de păduri și de urși, nu putem vedea și cuantifica exact dezastrul pe care îl facem, pentru că e sub apă. Domnul Vola, să vă spun un secret pe care poate nu-l știți, dar noi îl știm. Adică, problema sturionilor nu este numai în delta. Problema sturionilor este de când s-a construit și s-a dat în exploatare complexul energetic de la porțile de fier, pentru că le-ați tăiat calea acestor pești și ei nu se mai înmulțesc așa cum trebuiau să se înmulțească. Sigur că braconajul, dar la braconaj treaba e simplă. 30 de ani de pârnaie, dacă te-am prins cu sturion, urmă de sturion sau cu scule care pot să prindă sturion. Bă, dacă te-am prins în geantă, tu te-ai dus să dai la guvide, mă înțelegi? Bă, la guvide nu-ți trebuie, îți trebuie și niște... Cât vârful degetului acum, bă, dacă ți-am găsit carmace, bă, numai dacă ți-am găsit carmace în geantă, în plasă, în sac, în barcă, 30 de ani de pârnaie. Am terminat. Nu, un sturion nu poți să-l prinzi cu de-astea de șasele. Nu, nu poți. Sau dacă te-am prins cu plase monofilament, cu de-astea, bă, gat. Păi stai că le aveam ca să mă duc să le pun peste cabană, să punem niște frunze, să nu ne mai bată soarele. Bă, gata. 30 de ani de pârnaie. Gata, am terminat. Păi da, umflați-l. Vor cădea și nevinovați, da? Vor cădea și nefericiți, da? Da, dar se va termina filmul. O să spună, când o să apară unul cu un carmac în mână, parcă o să fie mânjit cu rahat pe față. O să sară toți. Oh, alea pleacă, trecu de aici, cu el dispari. Da? Și lucrurile se vor rezolva. Dar eu am o întrebare. Fiindcă mi-a povestit și mie niște carași. Da, da, eram pe malul... unui canal de ăsta din delta și niște carași lângă mine în apă stăteau de vorbă între ei. Și a întrebat, dar ce vorbiți, bă, așa de bolborosiți într-una? Și mi-a zis carașii, domne, cu braconierii ca cu braconierii. Dar ce facem cu miniștrii? Ce miniștri, mă? Ăia de la București care trimit șoferii, care trimit piloții de elicoptere, care trimit pe unii alții cu camionul pe la noi să le dăm pește. Și ne și spun ce pește să le dăm și ne zic, bă, ia vedeți, sub două straturi de trei de carași, poate puneți și vreo doi bărboși. Cu aia ce facem? Mă întrebară carașii și eu n-am știut ce să le răspund. Dar domnul Bola, întrebați și dumneavoastră, la miniștri, la ăștia, pe ăștia cum îi rezolvăm? Că pe braconieri am aflat, dar pe beneficiari? A? Am întrebat. Poate întreabă și domnul Bola mai departe. Acum, dragi prieteni, ultima știre pe care o comentăm astăzi e o știre care ar putea să fie chiar plăcută. Am cules-o din focuspress.ro. Copiii pot fi detectivi la microrezervația din Constanța. Bă, e foarte bine, e foarte frumos copiii să fie detectivi, adică ce? Adică sunt invitați copiii la o expoziție. Ce expoziție, mă? Detectiv în zoo, la o acțiune, cei mici vor așa și vor învăța să recunoască păsări. Ia stați. Deci o doamnă de la microrezervația care face parte din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, unde e delfinariu, unde așa, zice, fiecare pasăre are un sunet aparte, toate vor fi descoperite de copii în cadrul acestui maraton prin grădina zoo. Vom porni de la păsările domestice, apoi vom învăța să recunoaștem păsările pe care le zic așa, bla, 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 bla. Eu am și o întrebare pentru, dacă se poate, numai dacă se poate, sigur, nu vreau să deranjez, adică... cu toții știm, vai, cât de simpatic e domnul director de la delfinariu, ce bine plătește ăsta, ce bine beneficiază, vreau să zic eu, de publicitate, sigur, pe bani, adică, să nu credeți că e pe moca. Vreau să întreb și eu la Consiliul Județean, poveștile alea cu maimuțe, elefanți, rinoceri, mă rog, nu mai țin minte ce erau, animale de-astea, cu păduri pe care le planta domnul Bâlbă, mai băgați povești din astea? Că nu ne-au plăcut. Adică, mă rog, unii au zis că-s minciuni, ceea ce noi nu ne permitem aici la televiziune, că suntem niște oameni finuți, nu putem să spunem că domnul Bâlbă e un mincinos. Așa zic unii, alții. Mă rog, acum ne întrebăm și noi, totuși, bă, de ce zic aia că e mincinos? Că a zis că aduce maimuțe. Și a adus? Domnul președinte de la Consiliul Județean a adus maimuțe? Am înțeles că e la Consiliul Județean instituția? Dar și în general, e adevărat că toată gargara asta e pe bani? Sau nu era o întrebare așa, nu, sigur,
a nu se înțelege că noi nu ne bucurăm pentru cei care încasează facturi? Nu, nu, nu. A nu se înțelege. Nu, nu. Sigur, și statul totuși trebuie să plătească acolo unde îi se prestează servicii, ceea ce noi, bineînțeles, suntem de acord. Dar, în general, putem să nu mai ascultăm minciuni. Dacă se întâmplă ceva cu adevărat interesant la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, dacă se poate la Consiliul Județean, anunțați-ne și pe noi, vre, fiindcă suntem interesați, nu de altceva. Ne oprim aici, mai e și mâine o zi dacă nu ne calcă mașina, dacă nu trimite domnul Bâlbă vreun mistreț să ne omoare în somn. Așa că să fie un eveniment de ăsta, cum să spun, bio, eco, ceva. Dragi prieteni, v-am pupat, ne revedem!